Tragedie înainte de ziua națională la Alba Iulia. Un militar și-a pierdut viața în gara din oraș în timp ce se afla pe un complex antiaerian Gepard. Accidentul s-a produs în timpul descărcării unor tancuri pentru parada de 1 decembrie. Am văzut când s-a ridicat în sus, a atins capul din altă tensiune, de fil din altă tensiune și l-a aruncat acolo ca pe o popușă. Dar unde s-a urcat? Pe tank s-a urcat și a atins fil din altă tensiune și... chiar l-a aruncat, a văzut o flamă și o bubuitură. O comisie a Diviziei 4 Infanterie Gemina va cerceta cauzele producerii accidentului, fiind anunțat deja parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj. Un militar din cadrul Batalionului 3 Apărare Antiaeriană, Potaisa, din Turda, care executa o misiune în cadrul detașamentului destinat debarcării tehnicii militare în gara Alba Iulia, ce urmează să participe la ceremonia militară de 1 decembrie, și-a pierdut viața astăzi, 23 noiembrie, în jurul orei 9:45. Militarul a fost electrocutat de la rețeaua de înaltă tensiune a căii ferate în timp ce efectua manevre pentru tehnica aflată pe platforma feroviară. Conducerea Ministerului Apărării Naționale, cea a batalionului și colegii militarului își exprimă regretul pentru acest tragic accident și sunt alături de familia îndoliată, a transmis Ministerul Apărării. Echipele de intervenție care au fost chemate la fața locului au efectuat mai multe manevre de resuscitare, dar viața militarului nu a mai putut fi salvată. Acesta este al doilea antrenament pe care armata îl face în aceste zile pentru parada de 1 decembrie.